Bine a venit, Pastor Ted, la un nou episod cu întrebări și răspunsuri. Întrebarea din seara asta o să fie, sau sună în felul următor. Ne permite Scriptura să consumăm băuturi alcoolice? Mulțumesc pentru invitație, Daniel. Mă bucur să fiu din nou cu tine. Acum, Scriptura acoperă, după câte știm, o perioadă de peste 1500 de ani de scriere. Deci, și Scriptura este împărțită în două, este Vechiul Testament și Noul Testament. Fără discuție, în Vechiul Testament alcool se folosea, vinul se folosea. Dacă vorbim de alcool, alcoolul tare, care îl avem super distilat, nu exista pe vremea aceea. A apărut relativ târziu în istoria omenirii, dar vin se consumă. Cel puțin știm că de la Noe, încoace Noe, din câte mi-aduc aminte, nu este o altă menționare a vinului înainte de Noe, dar Noe a sădit viță de vie, a stors rodul viței, a făcut must și mustul a fermentat rapid în temperaturile de acolo și a obținut vin și s-a îmbătat. Deci vinul a devenit un produs de consum la aproape toate mesele, dacă era disponibil, bineînțeles. Era greu să călătorești undeva și să nu ai vin cu tine, mai ales că era folosit și ca antiseptic pentru tratarea apei, care nu totdeauna era curată și nu știai din ce sursă bei apa sau ce conține ea. Era un bun antiseptic, să zic așa. Apoi venim la Noul Testament. Cred că pe noi cel mai mult ne interesează Noul Testament. Nu pentru că suntem creștini evanghelici sau trăim în această perioadă pe care a deschis-o Iisus, a împărăției sale care a venit peste noi, ci pentru că toți care suntem în viață aparținem acestei perioade și am fost aduși la credință prin predicarea Evangheliei, Evanghelia apărând pentru prima dată în Noul Testament. Iisus a venit să predice Evanghelia Mântuirii și ucenicii săi au continuat. Deci, dacă se permite sau nu să bem vin, sunt câteva interdicții cu privire la consumul excesiv de vin. Dar ca vinul să fie interzis categoric în Noul Testament, nu cred că există vreun text, din câte eu știu. În lumea evanghelicilor români, în mare parte din bisericile pe care eu le cunosc, și între adventiști, considerând și pe evanghelici, între penticostal, baptiști și creștini după Evanghelie, în general, vinul este interzis. Dar sunt zone din țară unde nu se pune problema aceasta. Zone din Moldova, în zona Banatului, a Crișanei chiar, se consumă vin, din câte eu știu. Și dacă ne gândim mai ales la spațiul american, unde și suntem acum, în general, creștinii evanghelici din America sunt pentru consumul moderat de alcool. Sunt. Dacă te duci în vizită la un american, s-ar putea să te servească cu masa de prânz sau de cină un pahar de vin, să te întrebe dacă preferi roșu sau alb și să-ți dea un pahar de vin. Se consumă ca și aliment, nu ca și viciu sau întreținerea unei viciu sau unei dorințe de a te îmbăta. Noi știm că Iisus a consumat vin. Ioan Botezătorul n-a consumat vin pentru că el a fost sub legea Nazireatului. El și Gedeon, din câte țin minte, părinților lui Gedeon li s-au spus să nu mănânce, să nu bea vin, să nu consume nici strugure. La Ioan Botezătorul, când a fost prezisă nașterea lui, îngerul Gabriel a spus că n-au voie să mănânce nici roduvițe, nici struguri uscați. De fapt, asta era interdicția Nazireatului, din legea Nazireatului din Vechiul Testament. Și când zici că Iisus a consumat vin, te referi la nunta din Cana? Unde nu mă refer și la nunta din Cana, deși acolo nu scrie în mod explicit că Iisus a băut la nunta din Cana. Da, doar că a mulțit sau a transformat apa în vin. Dar în Evanghelia după Luca, Domnul Iisus vorbește, face o comparație și spune când a venit Ioan, el nici n-a mâncat, nici n-a băut și a spus, are drac. A venit Fiul Omului, a petrecut timp cu vameșii și cu păcătoși și a spus, iată un om mâncăcios și băutor de vin. Da? Deci sunt convins că Iisus a băut vin. Apoi a amintit nunta din Cana. Aici poate că merită să menționăm termenii pe care limba greacă îi folosește pentru aceste descrieri de vin. Știu că sunt români
care cred că vin, este vinul nefermentat, mustul, rodul viței ca must. Însă pe vremea aceea nu se cunoștea oprirea mustului. Mustul conține mult zahăr și în atmosfera de acolo, care este caldă în timpul zilei, mustul repede începe să fermenteze. Ori Iisus, termenul oinos este întotdeauna folosit cu privire la, la vinul fermentat. Deci Iisus a făcut vin la nunta din Cana, oinos a făcut Iisus. De asemenea, când el vorbește despre burdufuri, dacă ne aducem aminte, el spune că nu poți să pui vinul proaspăt în burdufuri vechi, pentru că burdufurile vechi și-au pierdut elasticitatea. De ce și-au pierdut? Ce rost are elasticitatea burdufului și de ce vinul nou? Pentru că vinul nou fermentează și în procesul de fermentare elimină gaze și gazele încearcă elasticitatea burdufului și dacă burduful este țeapăn, atunci se sparge și se pierde și burduful, se strică și burduful, se pierde și vinul. Deci din cauza fermentației Iisus înțelege vin fermentat când vorbește despre burdufuri. Iisus povestește de asemenea pilda cu samariteanul milos. Ori samariteanul milos se întâlnește cu acel căzut între tâlhari și îi spală ranele. Nu știu dacă a încercat vreodată cineva să spele ranele cu aia cu must. Să spunem, adu-mi un borcan de must să spăl ranele aici. Pentru că nu este antiseptic mustul. Dar vinul este, are proprietăți antiseptice. Sau când samaritanul întâlnește pe căzutul între tâlhari, îi spală ranele cu vin fermentat, cu oinos, ăsta este termenul, și apune peste el un de lemn după aceea. Desigur, un de lemn de măsline, pentru că ăsta era un de lemn clasic în vremea atunci. Nu era un de lemn de porumb sau de floarea soarelui. Yeah. Pe care unii îl pun în mașină, în loc de combustibil. Da. În România. Pentru motoarele diesel se poate folosi. Funcționează. Funcționează, da. De asemenea, Iisus face diferență. În Evanghelia după Marcu, la un moment dat, zice la cină, când instituiește cina, că n-am să mai beau din acest rod al viței. Și acolo rodul viței este un alt termen pe care nu-l cunosc. nu mi-aduc aminte de el, l-am scris undeva acasă. Sau putem să ne uităm în limba greacă. Până voi bea nou. Acolo este, el folosește specific termenul must. Biblia are termen specific pentru must în limba greacă și are termen specific pentru vinul fermentat, pentru vinul. Putem să ne gândim și la cazul din Fapte 2, unde spuneau despre cei care au început să vorbească în altă limbi la cinzecime, că sunt beți. Sunt beți de must, da. Dar și acolo, ca și în lumea noastră, era prea devreme ca să era prea dimineață să fie început să bea must sau vin. Acum, desigur că sunt interdicții specifice în Noul Testament, dar interdicțiile nu sunt niciodată pentru a nu consuma vin deloc. Nu găsesc această interdicție, să nu consum vin deloc. Deci nu ar fi onest, cum spun unii credincioși, că Noul Testament interzice total consumul de alcool. Nu cred că am putea fi onești. Am putea să luăm versetele care vorbesc despre consumul de alcool. Știm că diaconii nu au voie să fie băutori de mult vin. Deci să nu bea vin în mod excesiv. După aceea știm că Pavel spune lui Timotei despre femeile în vârstă să nu fie de date la mult vin, adică să nu fie, acolo termenul este dulou și dulos, să nu fie stăpânite de alcool, să nu fie alcoolice, să nu fie bețive. Probabil că sunt traduceri. Da, cred că noua traducere traduce să nu fie bețive. Să nu fie bețive. Dacă nu greșesc. Da. King James Version vorbește să nu fie sub stăpânirea alcoolului sau să nu fie stăpânite de alcool. Deci, iarăși nu este o interdicție de consum de alcool, ci este numai să nu consumi în exces alcoolul. Noi știm că Pavel îi recomandă lui Timotei să bea câte puțin vin, pentru că avea o problemă de stomac. Eu nu cred că vinul și-a pierdut între timp proprietățile medicinale. Există mult studiu pe tema aceasta care dovedește că consumul moderat de vin, în special de vin roșu, vinul roșu are înăuntru resveratrol, o substanță care este
adjuvantă în ceea ce privește ținerea proprietăților lichide ale sângelui, deci împotriva coagulării și alte proprietăți pentru oxigenarea mai bună a sângelui și așa mai departe. Dar așa, eu nu sunt nici medic, nici farmacist, nu sunt nici de profesie, doar ce am citit. Și nu am citit din dorința de a mă încuraja. Oricum sunt opinii contradictorii, la fel cum și despre cafea se spune că poate face bine, alte studii spun că poate face rău. Sau... Da, sunt, da, și cu privire, sunt aici, da, sunt de acord cu tine. Deci, unde mai sunt interdicții? În Biblie nu văd alte interdicții. În Roman, capitolul 14, Pavel discută despre conștiința celuilalt. Și când vorbește despre conștiința celuilalt, Pavel vorbește și despre încredințarea proprie pe care cineva ar avea-o cu privire la mâncăruri sau la consumul de vin. Încredințarea pe care o ai, spune el, ține-o între tine și Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu fă public lucrul acesta, păstrează-l în privat pentru tine însuți. Pentru că nu vrei ca să nimicești cugetul altuia pentru care a murit Hristos sau care este al lui Hristos. Ideea este că și celălalt și eu suntem robii lui Hristos și nu vreau să distrug o lucrare a lui Hristos din cauza libertății mele. Aici putem să ne gândim la cazul în care un credincios se întoarce la Domnul sau un om din lume se întoarce la Domnul și a fost stăpânit înainte de consumul de alcool. Da. Iar acum, venind în contact cu credinciosul nostru care își permite libertatea asta, poate să păcătuiască, să se potrivească. Da, eu am un exemplu, nu știu dacă este loc de exemplu în timpul scurt pe care l-am alocat acestei discuții, dar noi ne-am rugat mulți ani pentru soțul unei surori, o femeie se pocăise, soțul ei era alcoolic și bea salarul într-o zi de a doua zi după ce lua salarul, nu mai avea bani. Și noi ne-am rugat și l-am sfătuit și l-am ajutat și până la urmă a scăpat de alcool, dar s-a și pocăit cu ocazia asta, a venit la biserică, a crezut, s-a botezat. Uh-huh. Tinerii bisericii s-au dus undeva la munte, acolo au făcut drumeție prin munți, au găsit o tarabă cu mititei și cu bere. Unul dintre băieți cu libertate creștină a cumpărat o sticlă de bere și știind că nu se bea în public, avea această noțiune, s-a ascuns după o baracă acolo. Băiatul ăsta căuta și el un loc mai privat, așa, mai ferit de ochii celorlalți pentru alte motive și l-a văzut pe băiatul la bând bere și s-a supărat foarte tare soției și păstorului a spus: bine, voi v-ați rugat pentru mine, m-ați sfătuit să mă las de alcool și voi, de fapt, consumați alcool. Și a căzut înapoi, în patimă, s-a dus înapoi. Eu tot timpul mă gândeam la contextul românesc în care trăim. Țin minte că vecinii mei, acum nu toți dintre ei, dar foarte mulți dintre ei, încă de dimineață, că se deschidea dimineață birtul acolo la noi în localitate, erau pe sub garduri, în patrulabe. Și mă gândeam cum ar fi să vină în biserica noastră oamenii ăștia și să se întoarcă la Domnul și apoi să ne vadă pe noi făcând sau consumând alcool și bând ca și cum am fi fost în lume. Da. Probabil n-ar fi înțeles libertatea asta creștină. Da. Eu cred că băutul social, este bine să se evite băutul social din cauza impresiei pe care o proiectezi asupra altora care ar avea, care se luptă cu alcoolismul și ar vrea să scape de chestia aceasta. Dar, de asemenea, trebuie să te gândești, când e vorba de consumul de alcool și în special de consumul excesiv de alcool, industria de alcool este o industrie foarte puternică. Fiecare sticlă de vin pe care o cumperi, tu finanțezi în continuare și menții și susții această industrie. După aceea, sunt banii pentru care ai lucrat greu și dați acolo, sunt cheltuiți pentru ceva ce nu neapărat ajută. Vorbesc de alcoolici aici, nu vorbesc de consumul în moderație. De asemenea, suferă, noi ne rugăm aici în adunare pentru o femeie care este alcoolică, dar și m-am gândit când a apărut anunțul să ne rugăm pentru ea, că sunt foarte puține femei de care eu știu că sunt alcoolice. Da, e ceva specific bărbaților. Ceva specific bărbaților și bărbatul în general lipsește de acasă din mijlocul copiilor pentru ca să-și întrețină viciul, devine violent, își pierde
noțiunea realității, își bea bani în altă parte cu prieteni și așa mai departe. Și pentru motivul acesta nu vrem să dăm această, să proiectăm această imagine evoie. Eu cred că de asta și foarte mulți dintre păstori interzic consumul de alcool pentru protejarea turmei. Pavel, în schimb, lasă la latitudinea, în Roman 14, text pe care am amintit, și în alte texte când vorbește despre libertatea creștină, lasă la latitudinea individului de a decide pentru el însuși în lumina propriei conștiințe luminată de către Duhul Sfânt. De asemenea, Pavel vorbește despre nu vă îmbătați de vin, ci fiți plini de Duh. Deci el oferă o alternativă. Alternativa pe care o oferă el este nu la beție, ci este la consumul excesiv de vin. Când vorbește despre a fi plin de Duh, este, pune plinătatea de Duh în contrapunct cu plinătatea de alcool. Nu vă îmbătați de vin, fiți plini de Duh. Eu cred că trebuie să găsim un echilibru în ceea ce privește și această discuție și să învățăm pe oameni să citească Biblia și să o studieze, să o înțeleagă și să-și educe conștiința. Conștiința noastră se educă. Dacă n-ai băut niciodată în toată viața, n-ai băut alcool și bei prima dată, vorbim de vin, bei primul pahar de vin, doar numai un deget de vin, te va mustra conștiința. Acum, e bine să ai așa conștiință sensibilă sau este rău să ai așa conștiință sensibilă? Asta las la latitudinea fiecăruia. Nu vrem să ne educăm conștiința sau să ne o reeducăm în domeniul a ceva ce este păcat. Pentru că dacă este înfierat ca păcat în Biblie, acela e păcat. Dar, cum spuneam adineaori, consumul de vin nu este păcat. Excesul este păcat. Hai să vorbim despre altceva. Pavel zice că este bine să nu mănânci carne. Ok, noi suntem români. Eu nu primesc. Nu primești cuvântul ăsta, nici eu nu-l primesc. Dintre toate vegetalele sau legumele, nouă ne place cel mai mult, ne place cel mai mult carnea. Hai să vorbim despre îmbuibarea de mâncare. Pentru că aproape toți, inclusiv eu, pe care îi cunosc, suntem supraponderali. Da? Avem kilograme în plus sau unii chintari în plus. De unde provine chestia aceasta? Sigur că unii sunt bolnavi sau au alte deficiențe endocrine sau mai știu eu de ce natură. Însă îmbuibarea cu mâncare este o problemă. Ce este ciudat este că mulți care înfierează consumul de vin nu vorbesc nimic despre îmbuibarea de mâncare, că noi toți trebuie să avem ceva excese undeva. Da. Știi? Compensează pe altă parte. Da. Am întâlnit aici când am venit în America frați care umblau, deci erau îmbrăcați fără n-aveau cravată, că era cravata, era un păcat. Arăta spre iad. Da, arăta în jos de unde vine puterea din iad, înțelegi? Yeah. Deci cravata era păcat, dar umblau cu pantofi Gucci, cu costum Armani și cu Mercedes de ultimul răcnet, ok? Sau simplitatea era numai în ceva ce lor li se părea că reprezintă umilință, că în restul problemelor nu reprezentau niciun pic de umilință. Da? Dimpotrivă, vreau să dovedească prin ceva ce... Și nu se putea prin cravată, nu se putea prin freză, nu se putea prin ceas sau alte lucruri, pentru că astea erau cândva interzise și erau păcat să vină adunare, erau un semn de mândrie. Dar merțanul de ultimă modă, pantofii, costumul, unii își lăsau etichetele pe pantofi, pe talpa pantofului când se pleca la rugăciunea aia din spate să vadă, mă, pantofii ăștia au fost $1000, înțelegi? Yeah. Deci era o umilință fățarnică și prost înțeleasă. Deci cred că ar trebui să ținem cont de aceste lucruri care le-am amintit. Ce proiectăm asupra celorlalți când consumăm alcool sau vin în societate și așa mai departe. Eu pentru mine am ales abstinența, pentru mine personal. Din ce motive? Ai două, trei motive practice? Nu am niciun motiv practic. Sunt păstor. Sunt păstor de mulți ani și nu vreau ca... Încerc ca să... Deși învăț libertatea creștină, încerc ca prin exemplu meu să nu dau nimănui
care ar avea viciul acesta sau ar putea să cadă în acest viciu. Nu vreau să dau nimănui motiv ca să zic că păi, face și fratele, pentru că asta este o scuză pe care noi o facem adesea. Da, și oamenii slabi se vor folosi de situația asta. Da. Deci, în același timp, însă, și vreau să fac o precizare. Toată viața m-am confruntat în lumea penticostală, eu venind de la baptiști și având multe libertăți care aici au fost interzise. Ai venit de pe calea largă. Am venit de pe calea largă, pe calea cea mai îngustă. Da, așa. Și când am ajuns aici, m-am simțit stifled, m-am simțit strâns de gât în libertățile pe care eu le aveam, dar mi-am dat seama că sunt oameni cu cuget slab și pentru că nu-și educă cugetul, dar ei preferă să rămână în starea aceasta. Și chiar am observat că multe dintre biserici, în special vorbind de biserici penticostale, că noi ne-am mișcat mult în mediul acesta, multe dintre bisericile penticostale sunt conduse de oameni cu cuget slab. Și omul cu cuget slab care conduce o biserică, indiferent de ce, el ajunge într-un regim, aduce un regim tiranic asupra bisericii. Părerea mea este totdeauna să te ferească Dumnezeu de biserica care e condusă de oameni cu cuget slab, pentru că ei prezintă o dictatură sau o tiranie pentru biserică. Te referi în sensul că ei sunt oamenii care se potignesc cel mai ușor? Ei se potignesc cel mai ușor. Toată viața ai avut această, în biserică este această problemă, cum te îmbraci, ce haine porți, în biserică trebuie să fii încruntat, trebuie să fii sobru, trebuie să fii... Mi-aduc aminte că a venit o dată cineva și ne-a povestit o întâmplare cu un frate care s-a pocăit și când el acasă citea Biblia, făcea duș și se îmbrăca în costum și în cămașa de duminică și stătea la masă să citească Biblia ca să îl respecte pe Dumnezeu. Și ai auzit conceptul acesta. Ori bisericile de astăzi nu mai sunt, n-au acest concept de respectarea lui Dumnezeu, reverență în felul acesta. Omul vine la biserică, chiar și adunările noastre de aici, vine de la serviciu omul la biserică. El nu mai apucă să meargă acasă, spele. Sunt unii care nu vin la biserică. De ce n-ai venit? Păi am venit, aș fi venit de la serviciu, dar cum să vii la biserică? Că pentru că voi aveți un cod de îmbrăcăminte și nu pot să mă îmbrac ca voi sau chestiuni de genul. Exact. Deci, eu am ales ca să fiu exemplu pentru cei mai slabi. M-am gândit care este numitorul comun al bisericilor pe care le-am slujit și cum pot să fiu un exemplu mai bun. Eu am libertatea să consum un pahar de vin. Nu o fac lucrul acesta, nu o fac nici acasă când aș putea să o fac fără să mă vadă nimeni. Deci, da. Dar aș avea această libertate să fac. Dar nu o fac pentru că vreau să rămân un exemplu pentru cei care sunt cei mai slabi dintre cei pe care îi păstoresc sau pe care îi slujesc. Dar, pe de altă parte, învăț în continuu despre libertățile creștine cu privire la aceasta și anume despre a te ancora în Cuvântul lui Dumnezeu și a vedea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la aceste subiecte care sunt discutabile între noi, cum este și consumul de vin. Biblia nu interzice categoric Noul Testament consumul de vin, interzice excesul. Și beția, despre și care beția, se menționează de atâtea ori. Da. Și de ce să bei vin, până la urmă, dacă este cafea așa bună, nu? Păi da, acum deci cine mă cunoaște și tu mă cunoști bine, știi că mi-mi place cafeaua. Și am schimbat vinul cu cafeaua, că la cafea am văzut că nu se potignește nimeni, cel puțin din... Ai văzut fratele care spunea că dacă oamenii care beau cafea merg în cer, el preferă să nu meargă. Era pe internet, nu de mult. Poate că am văzut, dar nu mai țin minte. Da. Acum pe internet sunt multe aberații și poate cineva care ne ascultă o să spună că și ce vorbim aici este o aberație. Poate ne trimite la năzbâtii. Poate ne trimite la năzbâtii, da. Cam asta m-am gândit pe tema asta. Da. Mulțumesc, Doru, foarte mult pentru răspunsuri. Da. Rămâne, deci, la latitudinea fiecărui credincios să decidă între el și Dumnezeu dacă își permite să consume sau nu alcool. Da. Dar concluzia generală e că nu putem să fim categorici și Scriptura nu interzice în mod categoric consumul în măsură moderată de alcool. Da. Folosește-ți libertatea,
folosește-ți cuvântul lui Dumnezeu, citește-l în context, când citește-l cu atenție și folosește-ți rațiunea, mintea, vezi dacă, în ce conjunctură te găsești și dacă lucrul acesta te ajută pe tine în vreun fel și ajută promovarea împărăției lui Dumnezeu. Deci trebuie totdeauna să te gândești la ce context, în ce context te afli. Și aici trebuie să-ți folosești rațiunea, cunoștințele biblice, libertatea pe care o ai, care este o libertate a Duhului Sfânt, și atunci poți ca să judeci pentru tine însuți lucrul acesta. Dar dacă ai avut probleme cu consum excesiv de alcool, dacă ai fost dominat de alcool sau n-ai putut să te stăpânești sau știi că nu te poți stăpâni, atunci renunță la a bea, pentru că poți ușor să cazi în partea de unde ai scăpat sau unde n-ai vrea să ajungi. Ia, și așa cum ai și menționat, alcoolul a făcut și foarte mult rău și încă face, distruge viețile atâtor oameni în jurul nostru. Și cred că e mai bine să stăm departe de orice lucru care ne poate predispune să avem căderi lamentabile. Da. Cam asta am vrut să spun. Mulțumesc, Doru. Mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc și vouă că ați fost împreună cu noi și vă aștept și data viitoare la un episod cu întrebări și răspunsuri. Numai bine!